Cred că am fost out of the box ca în toată viața mea. O să încep cu un motiv foarte, foarte, foarte egoist. Îmi place foarte mult feeling-ul ăla pe care l-am când nu dorm seara gândindu-mă la ce aș putea o inventa pentru client care să fie așa wow, amazing și out of the box. Apoi, tot un pic egoist vorbind, îmi place foarte mult vibe-ul din agenție când ne strângem toți în sala de ședințe, bem o cafea și ne gândim cum am putea să gândim ceva extraordinar. Out of the box înseamnă, din punctul meu de vedere, nu numai neconvențional, înseamnă efectul ăla de wow pe care îl ai după ce finalizezi o campanie. Și asta îmi place foarte mult. Se pare un vibe foarte mișto, un film mișto, nu urmărim premii, urmărim doar să ajutăm reputația clientului în așa fel încât ea să se mențină și să ajungem la un public, de fapt, despre asta vreau să vorbesc. Mi se pare că se schimbă un pic paradigma pe piață și că publicul pe care îl targetăm este din ce în ce mai tânăr. Și că ne dorim ca brandurile pe care toți le promovăm să crească și să fidelizeze un public care este din ce în ce mai tânăr. Și am sentimentul că, din punct de vedere al comunicării, publicul ăsta reacționează mult mai bine la tot ce înseamnă out of the box. Asta e părerea mea, vă mulțumesc frumos!